and sisters. Am adus în București, deci în România. În prima oră când am venit aici cu proiectul de voluntariat, cel mai puțin am adus un zâmbet. Am avut programa de animație clinică, de teatrul Forum, dar în general zicem că asta e un oraș care are niște nuanțe mai gri și am încercat noi ca turiști, ca puști, adică ca copii să împărtășeam ceva. Și mă amintesc, de exemplu, în metrou, când cu ceilalți voluntari făceam de origami și dădeam pe oameni la 6, 7, 8 seara când ne întorceam de la muncă. Și știți, o bozeală și căutate zile. Și am încercat să împărtășeam puțin de joie de vrivă avec cu toți. Am venit în România prima dată, în 2006, cu o bursă Erasmus de 9 luni și atunci am plecat din Spania, că vroiam să cunosc altă țară postcomunistă din Europa de Est și am învățat limba și 3 ani mai târziu, în 2009, m-au chemat pentru munca care fac acum aici, pentru agenția de știri, unde lucrez ca jurnalist. وجدت تعاقد مع شركة سورية تعمل في رومانيا في مجال الاستيراد وأتيت إلى هنا كموظف لديهم ومن ثم تزوجت واستقريت في رومانيا. Am venit în România pentru că mi s-a oferit o bursă de studii la Facultatea de Electronică în cadrul Universității Politehnică și am vrut de tot timpul să fac o facultate tehnică în străinătate. Numele meu este Marcel Gascon Barberà, sunt din Castellón, în Spania și lucrez în România din 2009 ca corespondent al Agenției Spaniole de Știri EFE. Moi je suis Bizu Panzu. Je suis née au Portugal, à Lisbonne. Je suis de nationalité, je suis congolaise. Je suis ici, ça fait 5 ans. Et je suis étudiante. Mă numesc Mazer Rifai. Sunt d'origine siriană, sunt din Siria. Am venit aici la 1996, am stabilit, am căsătorit și lucrez jurnalist și scriitor. Salut, sunt Naum Duni, sunt din Macedonia, orașul Struga. Studiez în România de 5 ani, sunt la Facultatea de Electronică în cadrul Universității Politehnică. Mă numesc Paolo Bruzzi, sunt italian, din Cesena, Emilia-Romagna. Locuiesc în România, în București, de 4 ani și lucrez pentru un ONG. Sunt Todorovski Marjan. Și sunt din Macedonia și că mai degrabă sunt din capitala țării, Skopje, care se numește, și că aici am venit cu studii, scopul meu de a fi student. Numele meu este Arsenie Victoria, sunt din Republica Moldova, m-am născut în orașul Orhei. Sunt de la vârsta de 15 ani în România, am făcut liceul în Iași și după aia facultatea și masterul în București. Sunt de aproape 9 ani în România. Et le fait que je sois ici en Roumanie, c'est très bien. Da, premièrement, c'est que je veux faire dans 10 ans. Ça coïncide avec ma faculté, ça coïncide avec ce que je peux accueillir jusque-là. Et ça sera quelque chose de très bien pour mon pays. حقيقة دائما هناك تبادل منفعة بين الطرفين. أنا أتيت إلى رومانيا وجدت بعض ما أبحث عنه. بالمقابل رومانيا أعطتني الأمان، أعطتني زوجة، أعطتني القدرة على تطوير نفسي. أعطتني رومانيا الاستقرار. Faptul este că oricum romanii sunt primitori și București în sine este un oraș pe care am foarte multă dragă.
Este un oraș cu o dezvoltare urbană caotică, dar în același timp fascinant, charming, cu mai multe niveluri și mai multe povești și mai multe culturi care se întâlnesc aici. Și asta mi se pare ceva foarte frumos, foarte colorat, cu tot că București este un oraș griu. Cel mai bun lucru pentru mine în București a fost că, chiar fiind într-un colț al Europei, într-o țară în care nimeni nu ține cont de ea și puțin cunoscută, am putut să trăiesc într-o societate multiculturală și cu oameni din toată lumea, foarte cosmopolită, cu francez, cu italien, cu englez, cu african, cu pakistanez, cu indien, cu oameni din toată lumea. Și din punctul ăsta de vedere, chiar dacă toată lumea se așteaptă să fie la Londra sau la New York, locul unde cunoști lumea, să spunem așa, pentru mine a fost București de acest loc, unde am cunoscut oameni din toată lumea și din toate culturile și unde, să spunem așa, că am cunoscut o societate și o comunitate multiculturală. Asta a fost cel mai important lucru pentru mine în România. Vu que l'Afrique n'a jamais été dédommagée pour l'esclavagisme, moi, j'aurais dû demander s'il y a possibilité assez que vous puissiez nous aider, parce que nous, on ne peut pas, parce qu'on a une très grande dette, et les Africains ne peuvent pas, donc si vous pouvez aider à ce que vous puissiez régulariser la situation en Afrique, premièrement à l'annulation de la dette de plusieurs pays, et deuxièmement à créer des entreprises chez nous. Ne ajunge de bureaucratie, ne ajunge de capitalisme, vrem să fim liber, să trăim liber. Trebuie să menținem politicile și idealul al Uniunii Europene, care în numai 25 de ani au adus țările ca România dintr-un comunism stalinist închis la libertate, la normalitate și să fie societăți deschise cu toate drepturile. Trebuie să mai punem bani ca să se poate aplica acest fel de politică și să aducem visul european cu idealurile și politicile lor originare mai departe. Eu vreau să spun că promisiune care faceți în toate conferințele, în toate declarațiile de presă care faceți, trebuie să găsim real, noi vorbal, noi gânduri, noi imagine. Vreau să vedem exact promisiune care faceți să fie adevărat. Ce aș vrea să se schimbe în Uniunea Europeană? Faptul este că am făcut o uniune pentru market, adică am unificat mercatul, dar aș trebui și să unificăm poporilor acum și nu mai să exportăm capital, dar să exportăm și drepturi sociale și civile. Oamenii nu sunt uniți, popoarele nu sunt unite și nu sunt ok, nu se acceptă unul pe celălalt. Ei nu vor putea avea un întreg, o Europa unită, care să fie și prosperă. Sevilla la imaginaba siempre igual que cualquier país industrializado,
las construcciones, las típicas industrias que hay en los países occidentales. Y esa era la visión que tenía y quizás pues me equivoqué un poco en algunos aspectos al llegar aquí. Sobre todo en aspectos, en cuestiones vinculadas a la naturaleza que sí tenían y que yo creía que no habría en un país, digamos, supuestamente desarrollado e industrializado. Al ser un país de primer mundo, como dices, es totalmente ya diferente. Aquí, por ejemplo, en el ámbito social hay más ayuda a las personas con respecto a la sanidad, con respecto a la educación, cosa que un país de tercer mundo en pro del desarrollo que es del cual vengo no tiene todavía esos beneficios. Pero también lo parecido es que, por ejemplo, el pensamiento, la forma cerrada de pensar de los andaluces en particular es muy parecido a un país de tercer mundo todavía. Bueno, antes de venir aquí a España, tuve que pensarlo mucho. Ha sido una experiencia que me ha aportado muchas cosas en la vida. Venir aquí, he venido aquí a España porque por el mismo idioma, la cultura parecida, ha sido algo que me atrajo para venir aquí y también para un cambio de vida, ya que en mi país las cosas no estaban muy bien para conseguir unos logros que quiero conseguir. El Lesman me ha aportado muchísimo. Mis hijos, mi libertad de sentirme independiente y de valorarme como mujer, luchadora y afrontando todas las barreras. Y donde también me siento muy segura de mí misma. No me siento la presión. Adoro Marruecos, pero no. Aquí siento esta libertad y no siento esta presión social sobre mí. Puedo hacer lo que yo quiero, es sentirme respetada. Me llamo Irene Tomé da Mata, soy originario de Santo Tomé y Príncipe. Llevo en el Estado español desde hace 6 años y trabajo de asesor jurídico. Hola, soy Gloria, soy de Eket, un pueblo que se llama Atabon Eket, en el sur de Nigeria. Llevo 26 años en Andalucía. Soy locutora de radio. Colaboro con diversos medios para programas de inmigración. Me llamo Jairo Valencia. Soy de Colombia. Llevo 10 años viviendo en Sevilla. Trabajo en soldador y en Colombia me licencié en geografía. Mi nombre es Nadia, soy de Tánger, Marruecos. Llevo 26 años viviendo aquí en Sevilla. Soy presidenta del Centro de Investigación Social y Mediación Intercultural. Trabajo el tema de mediación y formación en la interculturalidad. ¿Ya? Hola, me llamo Sergia Lugo, tengo 31 años, vengo de Paraguay. Estaba estudiando Derecho en mi país y actualmente estoy trabajando en servicios domésticos aquí en España. Llevo 4 años aquí. Yo puedo decir que, bueno, en general, todos los inmigrantes que venimos a los países de receptor llevamos con nosotros todo, la cultura de nuestros países, la música, la forma de vida. Yo he traído muchas cosas sobre los cuentos de Nigeria, porque al principio, mientras que yo estudiaba, cuidaba a niños, de esos niños le contaba cuentos nigerianos o cuentos africanos. Y luego le enseñaba, le hacía comida africana, comida nigeriana, esos niños, y le gustaban. Y los cuentos, además, le encantaba cuentos sobre animales, los leones, tigres, y preferían los niños que yo cuidaba esos cuentos más que los cuentos de Europa, que nada más son libros, mosquito o el rey, que sin embargo los cuentos africanos contienen muchos animales y los niños les gustaban más. Y la comida igual, hasta le gustaban la comida que hacía yo más que la que hacía sus madres, así que aportamos, no solamente aportamos, recibimos, porque aportamos nuestra cultura, aportamos el crecimiento de la natalidad, aportamos la seguridad social para que los mayores puedan cobrar prestaciones,
aportamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, sembramos, yo digo, una semilla en la tierra de acogida, que no es fácil, ¿no? A trabajar, estudiar, a tener hijos, convivir, integrar, que son pocas, ¿no?, cosas que la población inmigrante hacen y que yo también he aportado ese granito de arena. Únicamente ellos quieren que yo esté bien, que haga las cosas que yo quiero, que yo pueda realizar, pueda homologar mi título, me pueda desempeñar aquí, pueda mejorar de nivel de vida. Y es, digamos, esas son sus expectativas. Y de vez en cuando ellos me piden que les ayude económicamente, pero no todas las veces, pero siempre ellos esperan que sea independiente, que yo mismo salga adelante por mis propios medios. Ellos están allá para apoyarme en lo que yo pueda y digamos que nunca me han reprochado nada, nunca me han obligado a nada, únicamente siempre quieren mi bienestar. Yo siempre digo que dos cuestiones muy clave, que, muy importantes, que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de inmigración, que en este caso no se tiene en cuenta en las normativas migratorias, que tanto las europeas como las nacionales, que es el tener en cuenta al inmigrante no solamente desde el punto de vista funcionalista, utilitarista, sino percibir al inmigrante como un ser humano, es decir, desde el punto de vista humano, igualmente desde el punto de vista cultural, es decir, concebir al inmigrante como un ser cultural. Por lo tanto, yo creo que incluyendo estos dos aspectos, lo humano y lo sociocultural, cambiaríamos el escenario de las leyes y las normativas que se tienen hoy día en materia migratoria. Lo que he traído, lo que siento que yo he traído aquí, es el valor familiar, el valor de la amistad, el valor de compartir, el valor de ser solidario y también el valor de la acogida. Exijo a los políticos que dejen de hablar de crisis, que dejen de hablar de un montón de cosas que hablan y que solucionen el problema, que ellos son los que se llevan todo el dinero del pueblo, que la gente está pasando hambre y necesidad. Vosotros, de los líderes de la Unión Europea, tenéis que pensar que la población inmigrante no son animales, que son humanos y que han salido de sus tierras para buscar una vida mejor, y que vuestro deber es atenderlos, recibirlos, porque la ley de derechos humanos existe eso. Y luego había que levantar la deuda externa que tiene la África con la Unión Europea. No, lo que pido a la Unión Europea es que se mejore las políticas de inmigración, porque los que venimos aquí también somos seres humanos, buscamos una oportunidad en la vida, y quiero que las cuestiones burocráticas se agilicen y que podamos integrarnos más a la Unión Europea, porque también tenemos mucho que aportar desde Europa para el mundo también. Nosotros los inmigrantes lo que necesitamos es reconocimiento como nuevos ciudadanos, que hacemos parte de esta sociedad, que somos partícipes en la vida social y política. Y también lo que está pasando últimamente es quitar y privar el derecho de los inmigrantes de sanidad, que es un derecho humano. No es un derecho nada más social. Que sepáis que las normativas, las legislaciones, las normas que se construyen desde la Unión Europea para el ámbito migratorio, que no tienen en cuenta los aspectos humanos, en particular de los inmigrantes, tienen graves consecuencias, como pueden ser simplemente la muerte de varios seres humanos, tanto en las costas de los países africanos como Senegal y Mauritania, y igualmente en las aguas mediterráneas. We're going to organize a corps of brothers and sisters.
brothers and sisters. So I come to Latvia because love. Love for my wife, after I learned to love this country, the people who live here, and now love for my son and for this great time I spend here, and trying to help people here too, how we can do it. At first I wanted to be the good pilot, because it was a dream from my childhood. And when I come here, I see that it is very difficult for me to be a pilot, and I choose to be a doctor. That's a very good decision for me. And if you would be able to explain, what do you want, and what is your mission, and what is your aim, and what you are going to do something here in Latvia, and in how it will affect to the locals and so on. In that case, you may be will reach your goal. Luckily, I got admission here while I was waiting for the response from other countries, and that was the main reason. And my friends, they were really very much satisfied with the level of education and the trainings which they were getting here. So basically that was related to my studies, because that is my aim, and that was the reason I chose Riga. Of course, my main motivation was to come after my husband, and I of course had to continue my education, and that's why I got admission in Riga Technical University. So it was main motivation to come for husband. So that's why Riga and Latvia, but I'm really satisfied with the level of EU education in Latvia, in Riga, so. It wasn't easy because I wanted too much. I make contracts between Latvian and Ukraine universities. I am invited to study Ukrainian students with Latvian universities. I plan to make a site from Ukrainian student who want to study in Latvia. I want to develop Latvian higher education, but I rely only myself. My name is Hamid, and I'm from Afghanistan. I living about 3 years in Latvia, and capital of Riga, and I'm a student in secondary school. My name is Victoria. I am from Ukraine. I lived in Latvia only 3 years. I am mother and a lecturer in the high school. My name is Thiago. I'm from Brazil, Rio de Janeiro. Live 2 years here in Latvia, in Riga city. And I work with social projects and building football projects here in Latvia. My name is Mira Sargant. I come from Ukraine, and I live in Latvia for more than 1.5 years, and I'm working there with migration issues. My name is Yulia. I'm from Ukraine, and I study in Riga already for 2 years, and in entrepreneurship and management. My name is Ishan, and I belong to Pakistan. And I'm here for last 3 years in Riga, and by profession I'm a doctor. For now we have a project for changing life for people who need to get this life change. Prostitutes, kids in the orphanage, and from the football we try to change life for these people. The same way to show for the professional football in Latvia, they have another way for to do things. The football is not just about the game, but about the science, about the physiology, about the anatomy of the game. We know in Brazil we have the biggest jungle in the world, but the green here in Latvia is something which I never saw before. I see a really beautiful country with a really beautiful people, but
our project now is to show for Latvians we have another hope. We have the hope is not in the money, but the hope is in the love, in the future, what they can construction in the family, not just in the money, not what they can see now, but what they cannot see now and they will see in the future. I think that it would be really nice if European Parliament and European authorities, they make more projects in like involving more students and also like participating in different projects, like developing the society, community and integration, more projects. Yeah, by living here in Europe for 3 years, I would like to request the higher authorities. They have a wonderful system of this European laws and regulations, and I just wanted to ask if they could increase more opportunities for foreigners regarding jobs, not only for foreigners, I mean for everyone. It would be a great place to live, especially for students. They could be affording by themselves. And my main message is regarding job opportunities. I just wanted to say to the leadership of European Union that I'm a refugee. Nobody wants to be a refugee, but I want to continue my education and I want to be one of the best people in the world. Let's make a synergetic effect with people from different nationality. European Union is a big family with the different cultures, beliefs, colors, and we should be tolerant and be able to accept diversity. I think people are people, depending where they come from. They have feeling, they have emotion, they have needs. And in the same way people are trying to enter European Union, people from European Union are trying to enter another country, for example Brazil now. And you need to care people, how do you want people carry you? Sono reso conto che per poter ottenere quello che volevo dovevo diventare parte di questa società, quindi dare quello che riuscivo a dare per dimostrare proprio che mi piaceva stare in questa società. Allora ho cominciato a impegnarmi. Penso che abbia portato qualcosa di nuovo, di vantaggioso per me. Poi le persone fanno sempre fatica magari ad accettare dei cambiamenti. Quindi sei te che devi provare a trasmettergli veramente quello che sei e di farglielo accettare. Però a me, io mi ritengo fortunato, perché comunque magari, ti ripeto, ho due culture che mi mettono in condizione di riuscire ad accettare tutto, di sapere più cose di una persona che magari è la sua cultura, magari va in altri paesi solo per vacanze, quindi non sa niente. Quindi mi ritengo anche fortunato di venire da un altro paese. Io spero di passare professionista e magari andare su con tutte e due le bandiere. In Europa c'è il paradiso, non ci sono problemi, cioè vivi come un pascia, un re, non hai
problemi di economia, problemi politici, problemi di salute, di tutti quanti. I problemi di salute ci sono pochi, diciamo, però il primo problema grande, che è il problema dell'economia, non riesci a starti in piedi, cioè lavori fine mesi e non arrivi, capito? Se hai un lavoro, e se non hai un lavoro, sei un immigrato, hai un sacco di problemi, non hai genitori qua, non c'è nessuno che ti paga l'affitto, non c'è nessuno che ti paga le bollette, se non paghi l'affitto, le bollette, rimani in strada, devi dormire in strada, devi dormire alla stazione, perdi la testa, arrivi in una strada sbagliata magari. Mi chiamo Antar Mohamed Marincola, sono da 30 anni in Italia, vengo dalla Somalia e scrivo e lavoro nelle scuole. Mi chiamo Yen Wen, vengo da Nanchino, Cina, sono in Italia da settembre 2006. Prima sono laureata TAMS Teatro Specialistica, adesso faccio insegnante cinese in una scuola internazionale. Nasir Nasrullah, sono nato in Pakistan, città Gujarat, circa sono 8 anni qua e lavoro un internet point, un trasferimento di denaro. Io mi chiamo Idris Hussein, vengo dal Kurdistan iracheno, sono in Italia da 2005, sto lavorando nel locale di bar, pizzeria e kebab, sto facendo il barista e faccio kebabaro e il pizzaiolo. Ciao, sono Hakim Kebakia, sono nato in Marocco a Kinitra, vivo in Italia dal 96 e svolgo l'attività di ristorazione, mi occupo di cibo e questo è il mio secondo lavoro, il pugilato. Mi chiamo Lang Fabian, vivo in Italia dal 94, sono nato in Camerun, in Italia faccio l'educatore e faccio l'operatore sociale. Mi chiamo Raimundo Nonato Sampaio, conosciuto come Jean Sampaio, nato a Sítio Novo, Altos, vicino a Teresina, Piauí, Brasile. Vivo da 12 anni a Bologna, Italia, e cerco di fare il pittore. Io sono Alison, sono nata a Roma, a Nettuno. Sono di origine eritrea e vivo a Bologna da più di 10 anni. A Bologna mi occupo di immigrazione, sono una mediatrice interculturale. Mi chiamo Sar Mustafa, e più conosciuto sul Alex, sono di nazionalità senegalese, sono nato a Dakar, la capitale del Senegal, e mi trovo in Italia dal 1990, e da quel periodo che ho iniziato a lavorare sul turismo soprattutto responsabile, sulla mediazione culturale. Ciao, mi chiamo Mohamed Fnino, sono nato qui a Bologna, abito qui a Bologna, sono di origine marocchina, ho la passione per il rap, per il pop, e scrivo testi e adesso sto frequentando un corso di formazione di meccanica auto e moto. Adesso come adesso sto facendo un corso di formazione per diventare meccanico di auto e moto e magari un obiettivo raggiunto sarebbe trovare un lavoro in questo campo qui e quindi punto più a trovare due piastrelle dove appoggiare i piedi più che trovarmene una e magari ritrovarmi a terra. Cioè, sono curiosa del mondo, un altro mondo che è molto diverso dalla Cina. Poi, dopo ho cominciato a studiare a TAMS Teatro, quindi mi sono innamorata con teatro. Il mio sogno diventa di fare regia, regista teatrale. Pensare che oggi voglia dire essere italiani equivalga a dire essere bianchi è un limite grosso a questo paese, che lo preclude anche al gioco del mondo, allo stare nel mondo.
perché comunque l'Italia nella realtà è un paese meticcio, multiculturale e multireligioso. Importante che tantissimi giovani sono nati dopo le indipendenze. Si può dire anche che il 65% della popolazione, per esempio in Africa, ha meno di 25 anni. E anche qui tanti di loro sono preparati e sono portatori addirittura di progetti e hanno studiato tanto e hanno la voglia anche di confrontarsi. Allora sarebbe bene avvicinarsi di loro e vedere le cose che stanno facendo e cercare anche di confrontarsi con loro, perché può essere anche un bene nel futuro per tutti. È importante che iniziamo a lavorare in questo senso. L'Europa è sempre stata un continente di emigranti e di immigrati. L'Europa è sempre stato un luogo di scambi, di cultura, di letteratura e di tante altre cose. Che oggi l'Europa diventi una fortezza chiusa, che diventi un luogo dove la gente, le donne, gli uomini muoiono nei mari del Mediterraneo, questo rende l'Europa povera, la rende insicura e la rende soprattutto un'Europa meno capace di parlare al mondo, perché l'Europa è stata parte del mondo, ma oggi, avendo così paura, chiudendosi tutti i giorni, rischia di stare fuori dal mondo. Se sono venuto qua, un motivo serio c'è. Il fatto che una persona, in questo caso voi, vi mettete nella posizione di superiorità a questa gente, forse non vi rendete conto che può innescare dei meccanismi pericolosi, gli stessi meccanismi che nell'inizio del secolo scorso hanno provocato le più grandi devastazioni di questo continente. Chiedo ancora, guardate, cercate e pensate bene prima di fare leggi o delle disposizioni per tenere o rinchiudere o rinnegare l'esistenza di queste persone. Noi stranieri siamo dei lavoratori e contribuiamo nella costruzione di questa società. Riconsiderate le vostre leggi e considerate noi cittadini stranieri come nuovi cittadini che contribuiscono nella crescita di questa economia e che vi potrà salvare e potrà fare ritornare l'Europa ai suoi piedi. Allora, l'unico messaggio che volevo mandare a questi boss è che devono mettersi in testa che l'Europa deve appartenere al popolo, ma non alle banche. Chiudere di sé, chiudere i stranieri fuori, non credo che sia risoluzione efficace per la crisi, perché penso con tutta la globalizzazione tutto il mondo diventa un corpo intero. Quindi se una parte del corpo non sta bene, non significa il resto può essere stare bene. Come acupuntura, la medicina cinese, se ti stai male stomaco, devi fare puntura su tutto il corpo, quindi invece di amputarlo, una gamba, una braccia, penso che guarire con tutto il corpo è più importante. Perché in Italia la situazione degli immigrati che va male e perché agli altri paesi la situazione degli immigrati che va bene? In Italia non ci sono servizi di accoglienza, di economia, queste cose per gli immigrati, dopo che fanno tanti sacrifici. Agli altri paesi invece, paesi europei che va benissimo. Io chiedo all'Unione Europea, gentilmente, dare una mano, un occhio per tutti gli immigrati insieme anche in Italia. Grazie. Mio sogno è che un giorno io torno a casa mia. Per sempre. Che non posso stare qui senza famiglia, senza miei figli, mia moglie. Cioè, oltre che apprendere bisogna anche dare, quindi oltre che a sfruttare come forza lavoro i migranti bisogna anche dargli una possibilità di vivere in questo paese.
quindi magari cerchiamo di cambiare qualcosina che magari non è neanche tanto difficile. In un'Europa più attenta alle differenze e più curiosa di conoscere queste differenze per poterle vedere come delle fonti di ricchezza. A core of brothers and sisters. Brothers and sisters.